zona pustiului de ei au fost zonele în care s-au nevoit cei mai mulți călugări în primele secole, în zona pustiului iudeii, sub conducerea mănăstirilor, sub conducerea Sfântului Sava, cel Sfințit și Teodosie cel Mare, iar aici, sub conducerea Sfântului Gerasim de la Iordan. Dăm slavă Bunului Dumnezeu și iată, fiind în vremea postului, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și noi să facem măcar o picătură, măcar puțin din nevoința pe care o făceau acești părinți. Și vedem care era cheia. Plecau din mănăstire, participau la liturghie mai întâi în comuniune, în iubire de frați, și apoi ieșeau din mănăstire și mergeau fiecare în care știa și putea, fără să existe un canon, fără să existe o cântărire faptă în toată asta, ci fiecare cum știa să ne vorbea mai bine pentru a întâlnirea bucuros Sfânta și Slăvita Înviere. Așa se dea Bunul Dumnezeu să facem și noi cu toții, fiecare cum știe, curățindu-ne sufletul, făcând o faptă bună, fiecare cum știe, dar să ne găsească Sfintele Paști pregătiți sau să facem în această vreme a postului ceva pentru a ne bucura de lumina Sfânta Învierii mai mult ca rod al ostenirilor din aceste zile de post, de pregătire. Deci postul, acest scop îl are, să fim mai pregătiți.